Profesorii și elevii Seminarului Teologic Ortodox din Giurgiu l-au cinstit astăzi pe ocrotitorul lor spiritual, Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Cu acest prilej, la Biserica Buna Vestire din municipiu a fost săvârșită Sfânta Liturghie în prezența cadrelor didactice și elevilor seminariști. Atât Sfântul Ioan Valahul, cât și Sfintele Femei Mironosițe ne dăruiesc fiecare dintre noi o mare și frumoasă pildă. O mare și frumoasă pildă pentru viața noastră duhovnicească de creștini și mărturisitori a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și anume să ne lăsăm întotdeauna purtați de credința noastră în Mântuitorul Iisus Hristos și să-L căutăm dis de dimineață și prin acest dis de dimineață Sfântul Ioan Valahul, acest tânăr care a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos, ne face să înțelegem că această dimineață nu se referă numai la dimineața zilei, ci și la zorii vieții. Adică să-L căutăm pe Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos din pruncile noastre. Manifestările închinate Sfântului Mucenic Ioan Valahul au continuat cu Festivalul Național Ritmuri de Toacă, aflat la cea de-a 14-a ediție. Astăzi îl prăznuim pe Sfântul Ioan Valahul, ocrotitorul Seminarului Teologic Giurgiuvean. Sfântul Ioan Valahul este foarte iubit de elevii seminariști, pentru că este un adevărat model pentru ei. Un model în ceea ce înseamnă curăția inimii. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, fericiți și curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Iată această curăție a inimii, care implică o curăție a trupului și a sufletului, pe care o vedem la Sfântul Ioan Valahul. Tot cu această ocazie a prăznuirii ocrotitorului nostru, astăzi a avut loc ediția 14-a Festivalului Ritmuri de Toacă și ne bucurăm că acest festival an de an crește. Am avut mai mulți participanți care au avut o prestație deosebită. Astăzi, 12 mai 2019, ne aflăm la 14-a ediție a Festivalului de Toacă și la 23 de ani de la înființarea Seminarului Teologic cu hramul Sfântul Ioan Valahul. Ca în fiecare an, Festivalul de Toacă a fost un succes, am avut elevi concurenți care s-au prezentat foarte frumos și am acordat diplome și medalii. Sperăm ca acest Festival de Toacă să rămână un festival de tradiție al Seminarului Teologic Ortodox Teoctist Patriarhul din Giurgiu. Fiind apropiat de mic copil de biserică, pasiunea pentru toacă de la an la an a fost una din ce în ce mai mare, iar anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să obțin locul întâi. Sunt foarte bucuros că după întoarcerea mea la Caransebeș, unde am participat la Olimpiada Națională de Religie, am putut participa și la Festivalul de Toacă, mai exact la 14-a ediție, unde ne-am putut înălța gândurile noastre de rugăciune către cer în ritmuri de toacă. Din partea Preasfințitului Părinte Ambrozie, profesorii au primit icoane cu Sfântul Ioan Valahul și publicații apărute la editura eparhială, iar elevilor seminariști le-au fost dăruite icoane ale Maicii Domnului și ultimul număr al revistei Familia Ortodoxă. De asemenea, premiile acordate au constat în cărți, reviste, medalii, diplome, precum și în sume de bani.